Bună ziua, dragii mei! Azi ne vom juca cu numerele și cifrele învățate până acum la grupa mijlocie, iar apoi vom cunoaște un număr nou. Pentru aceasta va trebui să fiți foarte atenți și să realizați și voi activitatea împreună cu mine. Minnie și Mickey așteaptă și ei să vadă cum vă descurcați. Eu știu că voi sunteți copii isteți, iar părinții voștri vor fi mândri de voi. Pentru început, vom număra crescător până la 3. Voi veți repeta împreună cu mine. Așadar, să începem! 1 2 și 3. Iar acum vom număra descrescător, adică vom porni de la cifra mai mare la cea mai mică. 3, 2, 1. Bravo! V-ați descurcat foarte bine! Aici am pregătit câteva materiale pentru a realiza un joc împreună cu voi. După cum vedeți, în această tavă se află cifrele 1, 2, 3 și câțiva nasturi. Voi puteți alege din cutiile voastre cu jucării obiectele voastre preferate, de exemplu piese Lego, cuburi, mașinuțe, păpuși, mingi sau alte obiecte, creioane, scobitori, bețișoare, ce aveți voi la dispoziție. Dacă v-ați pregătit și voi materialele pentru acest joc, vom începe jocul. Am mai pregătit un zar pe care îl voi răsturna, iar în funcție de cifra pe care acesta ne-o va arăta, vom forma grupe. Așadar, prima grupă pe care o vom forma va fi grupa cu câte obiecte, copii? 1. Bravo, copii! După ce am format cu toții prima grupă, vom număra obiectele încercuind cu degetul arătător. 1. Deci, avem o grupă cu un obiect. Acum vom așeza în partea de jos cifra corespunzătoare numărului de obiecte. Acum voi arunca din nou zarul pentru a vedea ce grupă trebuie să formăm. Așadar, vom forma grupa cu câte obiecte, copii? Cu 3, bravo! Fiecare copil își va forma grupa cu obiectele pe care le are pregătite. Le numărăm pentru a ne asigura că am format corect mulțimea. 1, 2, 3. Acum putem așeza și cifra corespunzătoare numărului de obiecte, adică cifra 3. O vom așeza în partea de jos a grupei. Vom lua cifra rămasă și o vom așeza la locul ei. Cine știe să-mi spună ce cifră e aceasta, va primi o îmbrățișare mare, mare de la mama sau de la tata. Vă ascult! Bravo, copii! Sunteți foarte isteți! Cifra 2! Dar acum, haideți să vedem unde este locul ei în acest șir. Numărăm crescător de la stânga la dreapta. 1, 2, 3. Așadar, o vom așeza în mijloc alături de vecinii ei.
Acum, lângă grupa cu trei obiecte, vom mai forma o grupă cu tot atâtea obiecte. 1, 2 și 3. După ce am format două grupe cu tot atâtea obiecte, azi vom învăța să numărăm mai departe. Vom cunoaște un număr nou și cifra care îl reprezintă. Acum, haideți să vedem ce se va întâmpla cu această mulțime dacă îi mai adăugăm un obiect. Va avea mai multe obiecte, bineînțeles. Haideți să le numărăm. 1, 2, 3, 4. Deci, noul număr format este 4. Așadar, grupa nou formată are mai mult cu un obiect decât grupa cu 3 obiecte. Iar acum să facem cunoștință cu cifra 4, copii. Dacă ne uităm atenți, putem observa că aceasta seamănă cu un scaun sau cu poziția corpului nostru atunci când stăm pe scaun. Pentru a scrie numărul 4, vom trasa 3 linii. O linie oblică, înclinată puțin spre dreapta, o linie orizontală, tot spre dreapta, și o linie verticală. Acum puteți cere mamei puțină făină sau griș pentru a vă putea juca puțin cu cifra 4. După ce ați reușit, încercați să o scrieți și pe o foaie pentru a o putea așeza apoi în dreptul grupei voastre cu cele 4 obiecte formate. Ca să fim siguri că vom reține noua cifră învățată, adică 4, ne vom mai juca puțin cu cifrele. Pentru aceasta veți avea nevoie de o foaie, un capac sau un pahar și un instrument de scris cu care veți desena 3 cercuri. În aceste cercuri vom forma grupe, desenând obiecte diferite sau de același fel, cum doriți voi. Pentru a ne putea hotărî mai ușor câte obiecte să desenăm în primul cerc, am pregătit 3 jetoane cu cifre diferite. Așadar, să vedem câte obiecte vom desena în primul cerc. Ce cifră e aceasta, copii? 2. Foarte bine! Eu voi desena 2 mingi. Voi puteți desena ce doriți. O minge. Două mingi. Al doilea jeton pe care îl întorc ne arată cifra 3. Foarte bine! Deci, în al doilea cerc vom desena 3 obiecte. Eu voi desena 3 nasturi, adică 3 cercuri, în care voi desena și 4 puncte, pentru ca croitorul meu să poată introduce acul și ața. Un nasture, doi nasturi și 3 nasturi. Acum vom întoarce și ultimul jeton, care este cifra 4. Foarte bine!
Așadar, în al treilea cerc voi desena 4 linii oblice. O linie, 2 linii, 3 linii, 4 linii. Voi desenați ce doriți, iar apoi le puteți și colora. Pe urmă, trasați sub fiecare grupă tot atâtea linii câte obiecte are grupa. Iar în dreapta acestora scrieți cifra care le reprezintă. În încheierea activității, vreau să priviți această imagine și să-mi spuneți mie sau părinților voștri ce observați. Acum, eu, împreună cu Minnie și Mickey, vă felicităm pentru modul în care v-ați descurcat azi. Sunteți niște copii foarte harnici și isteți. Vă îmbrățișez și ne auzim la următoarea activitate. Pa, pa, copii!